Agricultura poate fi considerată motorul economiei românești? Colegii mei și-au dorit să afle și părerea românilor, de aceea au plecat în căutarea răspunsurilor în mai multe părți ale țării. Haideți să vedem împreună ce au spus oamenii și cum văd ei în acest moment situația agriculturii. Poate fi considerată agricultura motorul economiei românești? Nu știu ce să... poate 50% să zic mai mult. Da, bineînțeles. În condițiile astea, da. Că industrie nu mai avem. Așa că, eventual, numai pe asta ne putem baza. Absolut. De când e poporul ăsta român? De acolo trăi poporul român, din agricultură. Nu, și noi, orășenii, de acolo trăim. De la pământul ăla care țăranul muncește. Da, da. Cu siguranță. Eu provin dintr-o zonă rurală de origine, dar... Da, și văd în alte țări cum se dezvoltă, cum e agricultura în faza în care e. În Franța, în speță, și Belgia am văzut. Nu cred. Nu. Din vechi strămoși, așa e cu agricultura. De când se făcea acel troc, schimb de produse agricole, de atunci, fără agricultură, ce putem face la ora actuală? Sub existența prin produse agricole.